Hai să mai răsfoim niște ziare, că și aici nu e ok deloc. Nu e ok deloc, avem clicul de mâine, prost, abia întors din România, Butler, o și în șală pe Mădălina Ghenea, săraca. Bă, asta cred că l-a citit pe Gionov, bă. Bă, să îmbracă numai cu desuri verzi, bă, frate. Am rămas și eu cu faza asta dintr-o carte a lui Gionov, când niște curve de-astea de pe Manosc, Sisteron, Gap, pe acolo, prin Alpii de Sud, își cumpăraseră niște chiloți verzi. Remarcă, n-am văzut niciodată, bineînțeles, dar mi-imaginam că am putut arăta prin anii 60 în sudul Franței niște chiloți verzi. Alea erau considerate niște femei, adică nici nu te uitai pe stradă și ele nu umblau în desuă pe stradă. Lucrau, aveau rochii de la negre, că acolo toată lumea e în doliu. Cu timpul a murit, moare cineva, e mort-o. Așa, se duce câte unul, un atentat ceva, dă în cap, o reglare de conturi. Ele umbrau îmbrăcate negru, dar pe dedesubt aveau chiloți și sutien de culoare verde. Și toți oamenii din sat le bărfeau și ziceau, uite mă la ala, negru, roșu, alb, mai văzuseră chiar și lila, am văzuseră, bă, dar nu verde, bă, erau considerate de o emancipare, vorbim de Franța anilor 50-60, începutul anilor 70, da? Deci nici măcar Brigitte Bardot încă nu era chiar, da? Nimic, n-aveau o autostradă în țară, n-aveau linie de TGV, n-aveau nimic, erau numai păduri vremea respectivă. Bă, când o văd pe Mădălina Ghenea, în verde, bă, fraților, încoată vă arăt, nu vine să cred, mă, uitați-o ce duioasă e. Incred, că să lași asemenea bunăciune, bă, pentru ce? Ia, uitați-vă, pentru ce? Ne râde una acolo, umtoasă, așa? Cine e bruneta pe care o ascund sub banchetă? Bă, aici nu e sub banchetă. Acum 5 zile se afla în România și părea îndrăgostit lulea de Mădălina Ghenea. Dom'le, hai să vă spun pe aia clară. E clar că Butler a venit în țară să regleze niște conturi. S-au întâlnit, s-au văzut, au plecat pe acolo prin coclauri. Ea și probabil că într-o seară, după ce au consumat, da? Ils ont consommé. Înțelege francezul ce vreau să spun cu consumatul, nu că au mâncat o cutie de pateu. Nu, consumaseră treaba, probabil omul i-a spus. Frate, vreau să-ți dau un test grilă. Era al recului. Sunt 864 de femei online care mă vor. Dacă treci testul bine, te mai țin o zi, dacă nu, la revedere. Păi nu știa unde se află. Și probabil Butler a întrebat-o cum o întreba Andrei Gheorghe pe Cosmina Păsărin pe timpul la jocurile alea ale lui. Câți pitici avea albă ca zăpada? Că mai rămăsese numai ea și cu un cotută. Și Cosmina Păsărin, ca să nu-i mai treacă din timp, știți că era pe timp la sfârșit, adică la 0-0, adică la niciun răspuns corect din 100 de întrebări, câștiga aia care a folosit mai puțin timp. Nu avea cum să le departajeze altfel. Ea nu răspunsese la nicio întrebare și nu știu, pe tuta aia nu mai știu cum o chema, a rămasese încă una cu ea și nici aia, erau la 0-0. Și asta după ce trecuse de la toți regii, la toți împărații, toate războaiele mondiale, ajunsese la albă ca zăpada, ca să se poată departaja tutele, că ele nu știau să răspundă la nimic. Și a venit ultima întrebare, pe care a și spus-o repede, ții minte, Gheorghe, că era clar că aici se va da un răspuns. Da? Și să vadă care din cele două, că numai una retrograda, cealaltă continua după aia. Urma să fie, bineînțeles, eliminată la cât de proastă era în nivelul următor al jocului. Și a pus întrebarea asta. Câți pitici avea albă ca zăpada? Repede, crezând că amândouă vor răspunde în același timp. Și va fi foto finish, va fi scandal. Eu am spus prima, ba eu, și o să le măsoare la țâțe sau nu știu unde, ca să fie mai simplu. Și Cosmina Păsărin, ca să nu-i treacă din timp, bă, fracțiunea de secundă în care l-a pus întrebarea, a apăsat pe ăla și a zis, nu știu. Și atunci aia care s-a trezit cu poarta goală și cu mingea dodoloață, așa, s-a uitat în stânga, a zis, trei? Nu, a zis Gheorghe, roșu, caracu, dar mai poți să mai încerci o dată, că ești singura. A zis, patru, aia, nu, cinci, nu, șase, nu, și la șapte s-a terminat emisiunea și s-a calificat ea. Deci, asta este. Așa a întrebat-o probabil și Butler pe Mădălina. I-a pus trei întrebări. În ce țară ne aflăm? Păi da, asta care voi... Așa îi făcea capul la câte țări văzuse Butler ăsta. Câți pereți, mă rog, câte păl mi-o fi tras ăsta peste tot, vedea dublu, tată. Butler se îmbăta, tată. Nu bea bere la pet.
Ăsta scotea whisky-ul din ăla, un sticlă atâta, o dădea pe gâși, după aia ți-o altoia, sau neo-altoia, practic, pe Mădălina Ghe. N-a reușit tuta să răspundă, bineînțeles, nicio întrebare, pentru că n-ați văzut cum arată, mă. Am văzut și eu la televizor, la un moment dat, întreba unul. Bă, este leit Moni Gabor când și-a pus poșeta în cap. Bă, deci de o prostie răvășitoare, da? Să uite la tinerul gură, într-adevăr. Sofia Loren, Fanny Ardant, împreună Sofia Loren și cu Fanny Ardant n-aveau jumătate din gura Mădălinei Ghele. Adevăr, la nivelul ăsta este colosal. Dar, deci ar intra și în gura ei, ar intra și peștele ăla lui Cotescu din operațiunea Monstru. Da. Monstru. Monstru. Am auzit. Plescăia. Ăla care plescăia operațiunea Monstru, i-ar intra în gură, dar n-a răspuns. Și Butler a zis, bă, am 866 între timp online, hai la revedere. Și s-a dus pe coclaurii aia unde era prima dintre ele și mi-a găsit-o pe asta. N-aș vrea să fac această comparație, că nu ne avantajează, seamănă cu Ema Zeicescu. Ia uitați-vă puțin mai bine, până la ce avem de pierdut. Ha? Ema Zeicescu nu va mai fi la Realitatea TV și va fi iubită lui Bar. Care-i problema? Uitați, nu, să apropiem totuși. Ha? Există această șansă totuși să fie, nu?